Inspectoratul Școlar Județean a hotărât ca examenul scris de titularizare să se desfășoare în două centre. Candidații care s-au înscris la educație fizică și sport, educație fizică și sport antrenori, geografie, limba franceză și învățători vor susține proba la liceul cu program sportiv, iar cei înscriși la celelalte discipline vor fi evaluați la Colegiul Național Mihai Eminescu. Listele privind repartizarea în școli vor fi afișate astăzi în unitățile de învățământ la care se desfășoară proba scrisă. Peste 600 de candidați s-au înscris la Botoșani la concursul de titularizare. Examenul va avea loc luni, începând cu ora 10.